Prezent joi 27 august în emisiunea Analiza Zilei prezentată de Magda Popescu. Constantin Rădulescu, actualul președinte al Consiliului Județean Vâlcea, nu s-a sfiat să-și prezinte proiectele și să vorbească despre greutățile funcției. Cum perioada promisiunilor electorale aruncate în vânt a început, președintele Consiliului Județean se agață de orice proiect finalizat, aflat în lucru sau doar pe hârtie. Eu vă spun ceva. Tot ce mi-am propus și tot ce am promis în acest mandat, eu am ținut de cuvânt. Și chiar dacă nu le-am, unele dintre ele le-am în derulare, absolut toate lucrurile pe care eu le-am spus s-au întâmplat, pentru că eu mă țin de cuvânt. Vom avea până la sfârșitul 2024 cele mai moderne spitale din această regiune. Știți care este cel mai îngrozitor lucru cu care ne luptăm? Birocrația. Administrația locală este primarii, colegii mei, și în frunte cu mine. Suntem exasperați de birocrație. Lucrările care așteptau de ani de zile să fie luate în seamă, acum au devenit priorități. Sau cel puțin se face discuție despre ele, deși Constantin Rădulescu apelează la imaginația oamenilor prin viitorul verbal pe care îl folosește, specific perioadei în care ne aflăm. Se vor apuca de lucru și la Roiești. Când? Eu zic că undeva în cel târziu, cu contestații, cu tot. N-aș vrea să dau date, în maxim o lună și jumătate ne apucăm de lucrurile la Roiești. Magnet al fondurilor europene pentru județul nostru, căci așa se autodeclară Constantin Rădulescu, acesta a renunțat la renovarea clădirii Consiliului Județean și a alocat banii pentru renovarea maternității, care până nu demult era recunoscută drept maternitatea groazei. Sunt campion la atragerea de fonduri europene pe această zonă a țării. Am luat banii de la clădirea Consiliului Județean, că ziceam să nu mai stăm și noi cu cea mai urâtă clădire din oraș, să mai dăm și noi un var, să o facem frumoasă, să facem termosistem, să facem o clădire cum trebuie. Am luat banii de acolo, am dat la spitale, printre altele și la maternitate. 3,3 milioane de euro investim în clădirea veche de lângă spitalul nou. Eu am reușit să termin spitalul nou, început de predecesorul meu, Dumnezeu să-l ierte Câlea. Dacă tot a adus în discuție numele predecesorului său, președintele Consiliului Județean ar trebui să-și amintească și de promisiunea pe care a făcut-o încă de la începutul mandatului său, aceea de a-l declara pe Ion Câlea cetățean de onoare al județului Vâlcea.